candidat, stimați telespectatori, este domnul Adrian Crețu, candidat pentru funcția de deputat din partea Partidului Liberal. Bine ați revenit la noi, domnule Adrian. Salut, bine v-am găsit, bine v-am găsit. Domnul Crețu, campania asta a fost așa mai atipică, într-un fel, campanie de președinte, campanie de nu știu ce, bun. A trecut campania cu președintele, acum, iată, peste câteva zile, mergem să votăm pentru parlamentari. Cum vi s-a părut ca decurs această campanie? Destul de dificilă, cred eu. Pentru dumneavoastră, nu pentru mine. Într-adevăr, a fost o campanie dificilă, pentru că 3 săptămâni mesajele noastre s-au suprapus, atât mesajele politice și dorința noastră de a promova candidatul Partidului Național Liberal s-au suprapus cu mesajele legate de candidatura noastră la Parlamentul României. Oricum, ideile principale au fost aceleași. Cele de bunăstare, de europenism, de promovare a valorilor românești și europene, și de aceea, până la un punct, lucrurile au decurs așa cum trebuie. Până la un punct. Până la un punct. Și după aia? După aceea, românii au decis. Din 4 în 4 ani sau la președinție, cum e cazul, din 5 în 5 ani. Aoleu, sunt 5 ani, da. Atât durează până vine nota de plată la politicieni. Pentru că, să nu uităm, votul este singura modalitate democratică prin care politicienii pot fi pedepsiți, dacă vreți să spunem așa. Pot fi pedepsiți sau pot fi aleși. Sau pot fi răsplătiți pentru ceea ce au făcut. Și campania noastră pe acest lucru s-a bazat, pentru că Partidul Național Liberal, filiala Vrancea, are o listă cu oameni care au demonstrat, o listă de vrânceni pe care îi cunoaște toată lumea. Toți au auzit de președintele nostru Dragoș Ciobotaru, primar de 2 mandate la Vizantea și cu realizările lui din comună. Toți au auzit de doamna profesor Livia Marcu, de doamna doctor Raluca Ioan, în mediul tinerilor Claudiu Matei este cât se poate de cunoscut și de activ și cu voia dumneavoastră și subsemnatul are și el o mică bucățică. Domnul Crețu, de când sunteți dumneavoastră în Partidul Liberal? Sunt din 2010 am depus prima adeziune. În schimb, în 2015, când după fuziunea cu PDL, am redepus așa cum a cerut statutul o nouă adeziune și tot de atunci am devenit și activ, deoarece am venit de mână, cum se spune, cu Cătălin Toma, cu regretatul Cătălin Toma, și împreună am format o echipă. Și din 2015, jumătatea lui 2015, neîntrerupt am activat în cadrul Partidului Național Liberal. Spuneți-mi, vă rog, așa, vă știu, un om foarte sincer și un om de la care eu am pretenții și vreau să vă răspundeți sincer, în acești 4 ani, aveți ceva să reproșați Partidului Liberal, 4 ani care au trecut? Nu. Nu? Nu. Cătălin chiar avea o vorbă și spunea, partidul nu are nicio vină. Oamenii sunt vinovați. Oamenii care îl compun sunt vinovați. La asta m-am referit, nu că partidul, acolo... Da, dar în momentul în care vorbim despre partid și reproșăm ceva partidului, băgăm pe toată lumea în aceeași oală, ceea ce nu este corect. Nu e. Da? Nu toți suntem la fel. Mă refer la politicieni. Și ca oameni, nu suntem toți la fel. Și de aceea partidul nu este vinovat. În schimb, oamenii fac greșeli. Fac greșeli care ne costă pe toți, bineînțeles. Și inclusiv Partidul Național Liberal, din punct de vedere al oamenilor, a greșit față de ei. Cei care au luat niște decizii la un moment dat, au făcut-o într-un mod eronat, fără să țină cont. Da, clar, există în spatele acestor decizii
există în spatele acestor decizii niște motive foarte bine întemeiate. În schimb, mesajul care a ajuns la oameni nu a fost unul corect. Pentru că oamenilor trebuie să le explici de ce. Să le dai mână în gură, cum se spune. Nu, trebuie să le explici de ce trebuie luate anumite măsuri, de ce se fac anumite lucruri. Iar informația pătrunde greu prin hățișul ăsta de informații cu care ei sunt bombardați. Mass media, social media, este un adevărat bombardament informatic asupra oamenilor. Iar informațiile sunt multiple și contradictorii. Dacă nu iese o voce clară care să le spună exact oamenilor de ce se întâmplă aceste lucruri, clar există confuzii. Și clar, votul lor va fi în funcție de cel care va striga mai tare. Da, dar depinde și ce strigă, știți? Dar oamenii în general nu... Este foarte mult, foarte multă nesinceritate în rândul politicienilor și oamenii percep paradoxal, pe ăla care strigă mai tare, deși n-are nimic de spus, exact. Dar strigă mai tare, bă, pe ăsta că mi-a plăcut cum a zis el că o să facă șosea nu știu de care și așa mai departe, nu? Aici revenim la educație. Eu consider că școala românească are nevoie să reformeze un pic și educația socială, educația politică, civică, trebuie să ocupe un loc mult mai amplu față decât ocupă în momentul de față, cel puțin și în liceu, clasele terminale. Copiii care se pregătesc să intre în maturitate și primesc dreptul de a vota, oamenii trebuie să știe exact ce se întâmplă în țara lor, cine îi conduce, cine ia decizii, cine ce responsabilități are, că ei își varsă furia pe cel pe care îl găsesc primii. Dacă guvernul greșește ceva, în schimb sunt alegeri locale, va suferi primarul, care chiar dacă a făcut, din cauza deciziilor luate la nivel central, va avea de suferit, dacă oamenii nu știu că el nu are nicio vină. Dacă fiecare ar ști exact care este bucățica lui, cu siguranță lucrurile vor decurge mult, mult mai bine, inclusiv cu ceea ce spui tu, cu minciunile care se aruncă. Dacă oamenii știu că nu intră în atribuția președintelui Consiliului Județean sau a președintelui României să facă anumite lucruri, toate minciunile aruncate de acești candidați, atunci nu vor avea acoperire. Da, din păcate cam așa este și mi-ar plăcea să văd oameni mai cu viziuni așa mai largi, știi? Că mă uit și o vorbesc cu... Da, mă duc și votez pe cutare. De ce? De ce pe cutare? Exact. Mă duc să-l votez, trebuie să votez pe cineva, nu? Păi nu e așa, dar vot te duci cu, în cunoștință de cauză, depinde ce-ți dorești, nu? De la, nu? Exact. Chiar de ce te-ai... E prima oară când candidezi pe o funcție? La Parlament, da. Da? Da. Ce ți-a venit? De fapt, ce ți-a venit? Foarte tare. E foarte bine că te-ai înscris pe lista asta. Primul, ai o experiență? Primul dacă lucru... ai o experiență serioasă în acest partid, știi așa cu ce este. Să mănâncă, da. Dar dincolo de experiență și de faptul că știu ce schimbări ar trebui făcute în legislație, primul lucru care m-a mânat în luptă a fost nevoia de bun simț. Mi se pare că ce se întâmplă în ce s-a întâmplat în Parlamentul României în ultimul mandat a cam depășit foarte multe limite. S-a transformat... Tribuna Parlamentului s-a transformat într-o piață cu tot felul de telefoane băgate în față vorbitorilor, ghionturi, mesaje fără care nu contau, ci pur și simplu încercau să-și jignească oponentul, nimic constructiv. Iar tonul, modalitatea de a vorbi, îmbrâncelile și bătăile care au avut loc pe holurile Parlamentului demonstrează că nivelul a scăzut destul de mult, ceea ce nu este deloc în regulă. La urma urmei, dacă mergem pe același principiu, da, oamenii aceia reprezintă poporul român. Eu nu cred că poporul român se comportă așa cum s-au comportat cei din Parlament. Cel puțin eu în Vrancea nu am întâlnit așa ceva și eu am dispute politice și nu sunt deloc subțiri. În schimb, n-am ajuns la stadiu de îmbrânceli și... Dar
dăm un caz concret cu plângerile din Parlament. Păi, domnul Simion și doamna Șoșoacă nu cred că au stat vreodată în banca lor, ci pur și simplu doar lângă vorbitor. La început, lângă banca, avea o bancă comună, după câte știu eu, nu? La începutul începutului. După început, aia, da, mă rog, stăm să discutăm despre... Da. Da. Ce a făcut Șoșoacă și cu Simion. Vreau să discutăm despre tine, care sunt punctele tale strategice pentru acest mandat pe care o să-l ai în următorii 4 ani. În primul rând, vreau să fac ceva pentru Vrancea, pentru vrânceni. Iar atunci când spui Vrancea, spui vie. Suntem legați de vie, noi vrâncenii. Și de glie. Așa. Exact. Iar vrâncenii au nevoie de un plus, viticultorii vrânceni. Chiar am discutat cu câțiva producători de vin despre introducerea și la noi a DOCG-ului, adică vinul de origine controlată și garantată. Ceea ce înseamnă un vin mult mai bun, mult mai scump, în care le-ar putea aduce beneficii, și ceea ce este cel mai important lucru este acela că și statul poate să-i ajute. Eu în momentul acesta, eu stat, spun, administrație locală, de exemplu, sau județean, nu pot să îi dau o mână de ajutor producătorului de vin, decât organizând niște concursuri așa cum este Bacchus și prin premiul pe care îl acord, îl trimit la un concurs internațional unde poate să se facă cunoscut. Dar în momentul în care legiferăm introducerea denumirii de origine garantată, atunci putem să promovăm această regiune. Pentru că vinul de origine va fi Vrancea. De fapt, noi vom promova Vrancea. Și toți vor avea de beneficiat în urma acestui lucru. Mă refer la producătorii de vin. Știți, domnule, când Adi, ce să mai... Da. Când de ani de zile se discută, tema principală pentru orice candidat la Parlament este această problema vinului. Eu nu m-aș mira să găsesc prin sertare niște inițiative parlamentare uitate pe acolo. Pentru că și asta este o problemă. Sunt mulți oameni care au bune intenții, sunt multe inițiative legislative lăsate la dospit din cauza unor diverse interese. Dar în momentul în care parlamentarul este implicat și se zbate și țipă, în ghilimele țipă, pentru că nu vreau să ajungem despre ce vorbeam înainte cu Șoșoacă și Simion, dar se zbate pentru ideea sa, atunci lucrurile cu siguranță se vor mișca. Dacă fiecare devine vocal și iese, pe cum știi, în afară de liderii de imagine și comunicatori, nu prea vezi niciun parlamentar apărând la televiziune, în presă, nu. Fiecare parlamentar care are o idee bună, care se aplică chiar și la nivel regional sau pentru județul lui, trebuie să iasă, să-și o promoveze, să facă presiuni, pentru ca ea să poată fi pusă în practică. Da, trebuie să iasă, dar să iasă și în momentul în care a rezolvat problema, așa, o să fac. Dom'le, uite, am venit în fața voastră, stimați concetățeni, am rezolvat această problemă. Nu? Ajungem iar la comunicarea cu cetățeanul. Pentru că este una dintre problemele pentru care poate am obținut și un scor slab duminică. În momentul în care nu comunici cu cetățeanul și se rupe acest fir, el va pleca sau în altă parte. Se mai poate, mă duc întâi și vorbesc cu cetățeanul, îi adun, mă, fraților, eu, deputatul cu tare, nu m-am dus acolo ca să dorm în Parlament, chiar m-am dus să rezolvăm niște probleme. Ce ziceți de treaba asta? V-ar plăcea să... Și așa. Săptămâna trecută, candidații PNL Vrancea, toți, am organizat o întâlnire cu aproape 100 de oameni din toate domeniile. Au fost medici, au fost profesori, au fost avocați,
întreprinzători din toate domeniile. Și le-am explicat atât inițiativele noastre, am întrebat dacă sunt de acord cu ele, dacă pot veni cu completări, și am întrebat și pe ei ce și-ar dori, ce anume îi deranjează la sistemul acesta. Pe domeniul și pe inițiativele pe care vreau eu să le implementez, dincolo de cea legată de vin, este și predictibilitatea fiscală. Și este un lucru care, da, într-adevăr, acut, îi deranjează, pentru că statul nu ține cont de planurile pe care și le-au făcut oamenii. Și nu deranjează doar oamenii de afaceri. Acest lucru se propagă în lanț, deranjează pe absolut, pe absolut toată lumea. Omul trebuie să știe, domnule, până un an, jumătate de an sau un termen stabilit de lege, nu se va schimba nimic. Astea sunt taxele, astea sunt impozitele, astea sunt datele. Da? Atât să mențină, trebuie să facă ceva pe termen lung. Partidul Național Liberal a depus la un moment dat un proiect de lege prin care să stabilească pentru minim 5 ani cota unică și TVA-ul, dar, așa cum spuneam, multe rămân prin sertar. Da, din păcate, da. La ce comisie crezi că ai să lucrezi? Cred că administrativ. La administrativ? Da. De fapt, tu ai lucrat la Consiliul Județean. Ce făceai acolo? La Consiliul Județean am fost administrator public. Administrator public, da. Având toate atribuțiile pe care mi le deleagă domnul președinte. În principal, m-am ocupat de toate proiectele, am monitorizat și m-am implicat în realizarea lor, deoarece a presupus și multă muncă, și atât de teren, cât și discuții cu proiectanții, cu constructorii, rezolvarea problemelor legate de avize, etc. Tu ai fost și consilier județean în câte mandate? Acesta este al treilea mandat. Deci acum ești consilier județean? Al treilea mandat. Al treilea mandat, da. Da, din 2016 am. Bun. Și ce, știu că mai veneam și eu de când în când pe la ședințele de Consiliu Județean, uneori vedeam să mă distrez, efectiv, că era un circ acolo și chiar mă relaxam când vedeam ce... Nu vreau să continui. Ce părere ai? Nu era așa sau nu era așa? Au fost discuții mai puțin ortodoxe și în Consiliul Județean în primul meu mandat, 2016-2020. Nu, dau ani. Da, așa, dau cifre. Da. Exact. În schimb, în mandatul lui Cătălin Toma, discuțiile au dispărut și dintr-un motiv foarte simplu. A comunicat, a discutat cu fiecare grup de consilieri în parte, înainte de ședință. Pentru că, la urma urmei, și noi, în primul mandat, asta ceream. Să știm, să fim băgați în seamă, să avem habar despre lucrurile pe care trebuie să le votăm. În momentul în care există comunicare, se rezolvă orice. Ai văzut că zâmbeam acum, că mi-am adus aminte și de tine. Da. Domnul Crețu este foarte civilizat, este foarte politicos, dar... De altfel, reacțiile erau absolut justificate. Sunt politicos, sunt civilizat, dar sunt și combativ. Da, era cam combativ, așa eu vă spun. Da. Bun. Știu să-mi apăr opiniile și atunci când consider că am dreptate, chiar merg... Da, cred că toată lumea trebuie să fie așa, nu? Mai ales într-o postură ca asta, pentru că acolo nu e vorba numai de tine, e vorba de oamenii pe care îi reprezinți. Niște nu? Oameni au avut încredere în noi și ne-au votat și nu trebuie să-i dezamăgim. În momentul în care îi dezamăgim, vine nota de plată după 4 ani. Sigur că vine nota de plată. Oamenii noi am cam fost dezamăgiți, așa, dacă stăm să ne gândim în 34 de ani care au trecut de la Revoluție, noi, eu vorbesc despre mine și colegii mei, și am fost destul de dezamăgiți, să știți, și de unii oameni care au pătruns acolo și nu știm cum. Partidul Național Liberal a crescut în ultima perioadă aici, în Vrancea. Noi chiar am ajuns la un număr de 30 de primari și am devenit un partid administrativ, un partid care face. Dar ceea ce nu doar spunem, nu avem slogan.
noi demonstrăm ce a făcut Dragoș la Vizanta, ce a făcut domnul Braicău la Ciorăști. Domnul Braicău nu candidează? Domnul Braicău nu candidează, nu este pe pe listă. N-a ajuns să-l puneți pe listă pe domnul Braicău. La noi s-au făcut, nu a fost de vrut, că nu trebuie să vrea cineva. Noi chiar am luat-o de jos, fiecare candidat și-a făcut campanie în rândul colegilor, s-a supus la vot atât în rândul primarilor, cât și în BBJ, CDJ, democratic. S-a făcut lista de la Partidul Național Liberal. Nu știu, îl felicit pe domnul Braicău. Într-adevăr, a făcut lucruri excepționale. Așa da, este. Mie îmi place să spun adevărul totdeauna, eu n-am fac partidul. Noi ne-am folosit de dumnealui și în 2016, de imaginea dumnealui, atunci când dădeam exemplu despre ceea ce putem face noi, liberalii, în administrația locală, îl dădeam exemplu pe domnul Braicău aici, pe Vrancea, și pe domnul Bolojan cu ceea ce făcea. Domnul la... Bolojan a venit la voi la partid acum, nu? Era la noi la partid, adică acum a devenit și șeful partidului, și președintele partidului Național Liberal. Sunt chestii așa cam neplăcute, triste, care se întâmplă pe lumea asta, dar asta e viața. Sunt normale la urma urmei și eu cred că dovedește faptul că noi chiar ținem cont de meritocrație. Da? Domnul Bolojan este numele cel mai des vehiculat în ultima parte. Că toți îl vor prim-ministru pe domnul Bolojan. Deci este cel mai dar bun. Dar de ce? Este un om foarte organizat, foarte riguros și care știe ce are de făcut. Nu, domnul Bolojan niciodată nu va rosti ceva ce nu are acoperire. Inclusiv acum, la alegerile parlamentare. Ne-a spus foarte clar, dacă nu considerați că putem realiza un lucru, nu-l promiteți oamenilor. Și este perfect adevărat. Și eu am să pun prim-ministru pe domnul Bolojan. Este perfect adevărat. Acum am glumesc, dar într-adevăr avem nevoie de oameni. Numai pentru că majoritatea se duc și promit, vă fac, vă drec și a doua zi după ce s-a văzut cu, cum se cheamă, așa? Cu saci în căruță. Cu saci în căruță, lasă mamă, mai vorbim peste 4 ani. Da. Că mulți vor să ducă acolo, că vor ei să fie deputat sau senator sau... Inclusiv dar... Cătălin avea această mentalitate. Cine? Cătălin Toma, da. Nici nu voia să promoveze un proiect, chiar dacă îl semna și era tot în regulă, până când nu începeau efectiv lucrările. Da, bineînțeles. Bun, păcat că trece timpul repede, Adi. Spune-mi, în afară de problema cu vinurile, care este, să știu, o problemă de ani de zile, noi am fi putut trăi împărătește după urma comerțului cu vin, Vrancea, da, care ar fi adus foarte mulți bani, dar uite, în afară de asta, la ce te-ai mai gândit? Cum spuneam, predictibilitatea fiscală așa, și digitalizarea, deci, care nu se da, și digitalizarea completă a administrației cu obligativitate. Există și acum prevederi, în schimb, nu întotdeauna se ține cont de ele. În momentul în care există obligații și există și repercusiuni, dacă nu sunt puse în practică, atunci cu siguranță lucrurile se vor mișca. Iar o digitalizare completă la nivelul administrației, în care instituțiile să fie legate între ele astfel încât să vină în sprijinul omului, să nu-l mai pună pe drumul, să existe o singură modalitate de lucru astfel încât să nu-l încurci pe om dacă intră pe site-ul CJ, apare într-un fel și pașii sunt unii, iar pe site-ul primăriei altul, iar la poliție în alt mod, lucrurile se vor mișca și vor fi utile pentru cetățeni. Pentru că trăim în lumea vitezei, trăim în orașe aglomerate, am ajuns să spunem și despre Focșani, că este un oraș aglomerat, super aglomerat, da? Și atunci timpul nostru este cel mai important și contează. Cred că și legătura partidelor și cu reprezentanții din Consiliul ai partidelor, legătura cu Consiliul Județean trebuie să fie cât se poate de bună, ca, dacă se poate spune așa, ca lucrurile să poată merge, să nu se pune piedici. Noi suntem deschiși, da. Nu am văzut că s-au votat, m-am uitat și eu pe... Exact. Și nu vom vota nimic care este împotriva cetățeanului. Că avem amendamente sau că solicităm niște clarificări, nu înseamnă este că votăm... Bineînțeles că... Împotriva. Da? Deci, exact. Cum ți se pare că
merg ședințele din Consiliul Județean. Ședințele sunt ok, dar să nu uităm că până la urma urmei noi suntem consilieri și așteptăm să ni se pună pe masă proiectele pe care trebuie să le analizăm. Și nu vi se pun pe masă? Ba da, dar trebuie să vină. Așteptăm să vină cât mai multe. Bun. Deci tu ai să te duci la București, ai să faci navetă, pleci lunea și te întorci... Pe autostrada A7, unde tot Partidul Național Liberal are un merit deosebit acum, pentru introducerea în PNRR. Auzi, acum toți de la toate partidele... Zic că ei au făcut A7. Da. Așa bine este. Că s-a făcut, nu? Corect. Dați-vă mâna, domnule, fiecare a avut câte o pătricică și bine că s-a făcut. Așa. Și că când se inaugurează toată șoseaua? Sfârșitul 2026. A, deci... Până la Pașcani, dar de la Focșani la București? De la Focșani la București, cred că la anul undeva, pe sfârșitul primăverii. Da? Deci spuneau că mai problema dă acum un tronson, sunt, că îi mai dă drumul la un tronson. Au dat drumul și între Râmnic și Buzău. Buzău, da. Da. Se lucrează și în zona Mizil Intens, în schimb, peste iarnă, clar se vor opri lucrările de asfaltare, mai ales, și sunt câteva zone în care se construiesc poduri și durează foarte mult și la noi, peste Milcov, ca să putem să peste râul Buzău, sunt câteva zone în care lucrurile se vor mișca un pic mai greu și trebuie să vină și sezonul cald. Dar de la Focșani la Râmnic? De la Focșani la Râmnic, tot în primăvară, după ce va fi gata podul. Deci după pod. Da, după ce va fi gata podul. Da. Păi cam asta este. Deci aveți niște puncte strategice, pot să spun așa, în programa dumneavoastră de guvernare, în program. Și niște oameni buni. Iar dincolo de ceea ce promovez eu și guvernamental, ne dorim să continuăm programul de finanțare Angel Salini, să mergem să aducem gaz în casele românilor, apă și canal și asfalt. Pentru că, într-adevăr, sunt lucruri de minim... Si? Bun, exact, de bun simț. Exact. Că văd că ați spus din start, mă interesează, mă duc pentru rezolvarea problemei de bun simț, nu că e într-adevăr o problemă. Într-adevăr și noi aici în Focșani avem o problemă. Dacă mă duc în altă zonă a județului, cu siguranță oamenii aceia au alte probleme de care au nevoie de sprijin. Cert este, adică dacă oamenii sunt civilizați și deschiși la lucruri, sau mai bine zis, dacă sunt de bună credință, orice situație se poate rezolva. S-a terminat emisiunea, spune-le ceva telespectatorilor acum la sfârșit, îndeamnă-i. Dragi vrângeni, duminică vă aștept la vot. Este dreptul dumneavoastră, este modalitatea prin care puteți să ne pedepsiți sau puteți să ne răsplătiți pentru tot ceea ce am făcut pentru dumneavoastră în ultimii ani. Lista Partidului Național Liberal este o listă cu oameni dintre voi pe care îi cunoașteți, care vă respectă și vă apreciază, drept pentru care vă mulțumim pentru orice alegere ați face și vă îndemnăm să ne votați. La revedere, succes! Mulțumesc frumos! La revedere!